Dai, tutto appese già aprile, sa fa cu prima po da un negro, un negro care a dat așa în acest video clip a negăt să vă explice o gaură neagră și de ce această imagine arată așa. Mai întâi eu când zic asta, mă refer la ceva legat de spațiu și univers. Corpurile au cantitate de materie și cu cât este mai multă materie strânsă în același loc și cu cât este mai densă, atunci gravitația este mai puternică. De exemplu, pentru că Luna este mai mică și mai puțin densă decât Pământul, are gravitația mai slabă. Ei bine, gaura neagră este o cantitate foarte mare de materie și incredibil de densă, încât face gravitația așa de puternică, încât dacă ajunge lumina acolo, nu mai scapă. Și din acest motiv este negru, că nu putem vedea așa ceva cu ochiul liber. Ca să vedem ceva, trebuie să vină lumina așa și să se reflecte spre noi. Și cu cât se reflectă mai multă lumină, cu atât este mai deschis la culoare și cu cât absorbe mai multă lumină, cu atât este mai închis la culoare. Așa gaura neagră absorbe 100% din lumină și din acest motiv nu putem vedea așa ceva. Dar dacă este așa, atunci cum putem să facem poză la așa ceva? Sau cum de știm că există cu adevărat? Mai întâi putem vedea efectele acestuia și așa ne asigurăm că există. Și dacă ne uităm la imagine, putem observa că aici unde este negru este cu adevărat gaura neagră și în poză putem observa doar ce este în jur, adică materie. Materia este foarte aproape de gaura neagră, dar nu suficient de aproape ca să fie absorbită de gravitație. Mai este ceva, lumea întreabă de ce această imagine este așa de blurată. Ei bine, se vede așa pentru că ca să facem această poză era la limita tehnologiei. Chiar dacă acest corp este foarte mare, mai mare decât sistemul solar, este incredibil de departe. Acum, imaginați-vă că puneți o portocală pe suprafața lunii și aș fi încercat să-i fac o poză de pe pământ. Sunt sigur că pe măsură ce va trece timpul, tehnologia se va îmbunătăți și la fel și calitatea acestei poze. Toate astea mi-aduc aminte de ceva, țin minte că în 2015 s-a făcut prima poză de calitate mare a planetei Pluto. Așa era calitatea dinainte și așa este după. O îmbunătățire mare, nu-i așa? Ei bine, așa o să se întâmple și cu gaura neagră la un moment dat în viitor. Asta a fost tot, ne vedem data viitoare, pa!